primim cu aplauze puternice pe Mihaela Ionașcu. Bună seara! Iată un rocker mic din Bacău. Bună seara! Salut! Eu mă numesc Mihaela și de fiecare dată când spun că vin din Republica Moldova, oamenii nu prea mă cred. Pentru că mulți cred că Moldova este o țară săracă, unde nu ai ce mânca. Dar dacă te uiți mai atent la mine, eu sparg acest stereotip. Eu urăsc oamenii care decid pentru mine cum eu trebuie să arăt, da? Am un prieten care mereu mănâncă în fața mea cu fraza: ție nu-ți dau, tu ești grasă. Zic, ok, bro, dar tu n-ai păr. Aș fi știut să răspund. Mă confrunt cu kilogramele în plus încă din copilărie și am înțeles chestia asta în momentul când mă dădeam cu o fetiță pe un balansoar și când eu am sărit, ea o zburat. La asta, da. Dar sigur că cântecul ei preferat este Aruncă-mă în aer. Și dacă Aruncă-mă în aer a ținut de competența mea, atunci Hai dă cu mine de pământ a ținut de competența gravitației. Au. Am observat că realitatea în care eu trăiesc nu seamănă deloc cu ceea ce se întâmplă în filmele americane. Ați văzut în filmele americane când cineva merge pentru prima oară la facultate, părinții plâng, îi spun că tot o să fie bine, îl duc cu mașina. În prima mea zi de facultate, eu am căzut jos, mi s-a furat portmoneul, mi s-au propus droguri și eu din curtea mea încă nu am ieșit. Bine, bine. După cum ați înțeles, eu urăsc instituțiile de învățământ, dar mai mult o urăsc pe fosta mea dirigintă, care mereu îmi spunea că dacă nu știu matematică o să devin tractoristă. Și îmi pare rău că nu am ajuns tractoristă, pentru că nu mai am nicio șansă să mă duc să o calc cu tractorul. Până la urmă, cele mai importante chestii noi nu le învățăm din instituțiile de învățământ, da? Eu am învățat de la părinții mei. De la tata să rulez corect țigări, de la mama să deschid berea cu bricheta și să nu cred în horoscop. Pentru că mama mea e exemplu viu că horoscopul nu funcționează. Ea crede că dacă e balanță, înseamnă că e o persoană foarte echilibrată. Zic, ok, dar faptul că ți-e echilibru cât mergi pe stradă, nimic nu schimbă. Totuși ea crede că are echilibru emoțional. Zic, accept, dar încetează să arunci cu fierul de călcat în mine. Poți să strici telefonul, noi vorbim pe WhatsApp. Și, bine, cumva, unele chestii ne traumatizează din copilărie, dar cu unele ne naștem. Eu, spre exemplu, am un sindrom foarte ciudat, se numește sindromul Pika. E o chestie ciudată când tu mănânci niște chestii care nu sunt comesibile. Mie îmi place hârtia la gust. Și închipuiți-vă cât e de straniu momentul când eu stau în restaurant și vine chelnerul la mine cu fraza: doriți să comandați ceva? Și eu, rușinată, trebuie să răspund: da, poți să rog să mai aduci încă 3 meniuri? Sindromul Pika. Eu, sincer, și la Casa de Papel am încercat să mă uit, dar n-am rezistat. Am spus că... Casa de Papel. La școală, când ne spuneau să scoatem o foaie dublă și să ascundem manuale, eu nici nu aveam ce ascunde și nici nu mai aveam ce scoate. Dacă aș uita monologul ăsta, eu idei nu am de unde scot hârtia aia cu textul. Ea nu-i în buzunarele mele deja. Am fost și la psihoterapeut cu problema asta și el mi-a spus: uite, tu vii de 2 ani la mine, între noi nimic nu merge, du-te și scoate-ți singură tot din viață și din cap. Așa că m-am dus acasă și am spus prietenul meu: sorry, dar trebuie să te iei hainele și să pleci din casa mea. La început de relație, el mereu îmi spunea că scrie poezii și se pricepe în vinuri, știți, vinuri scumpe. Dar eu nu mai sunt la vârsta când se beau vin la Tetra Pak. Și tatălui nu prea mă plăcea, știți? Mereu spunea că eu îi vreau doar banii și mașina. Eu am spus: tot ok, eu de mașina voastră de tuns iarbă nu am nevoie. Cel puțin am prieteni, ok. Am un prieten foarte bun. Odată mi-a spus că a scăpat de toate problemele în viață datorită la iarbă. Și eu eram de față când pe el încercau să-l aresteze, așa că i-am aruncat un gram în geantă ca să-l ajut. Excelent! Nu l-am mai văzut de vreo 3 ani, sper că e ok și îmi pare foarte rău pentru chestia asta, pentru că dacă știam că un gram nu-l ajut, îi aruncam mai mult. Nu vreau să credeți chestii rele despre mine, dar eu nu am nimic cu copiii, dar sistemul meu nervos, da? Pur și simplu nu-mi place cum ei strigă. Eu o să fire așa mai timidă și atunci când copiii strigau, eu în fiecare zi fugeam de la grădiniță, dar au trebuit să mă dea afară pentru că nu ai dreptul să părăsești locul de muncă. Și am o rudă care mereu încearcă să mă oblige să accept copilul, știți, cu fraza: și ce dacă el bagă degetul în ureche, pe urmă în gură, el e copil. Zic, ok, dar lași să-l bagi lui, dar nu mie. Știți, nu mai place încă o categorie de oameni, ăștia care consideră că dacă tu mergi într-o călătorie și nu faci poze, înseamnă că nu te-ai distrat. Eu am o rudă care cel mai multe fotografii le-a făcut la mormântarea soțului. După logica asta, aia a fost cea mai tare petrecere din viața ei. Și când eram mică, până am crescut, am crezut că sufăr de anorexie, dar am înțeles zilele astea că asta se numește de fapt anxietate. Da, cam atât din partea mea, mulțumesc.